Lăudat să fie Domnul! Iubiți copii ai Domnului, ne bucurăm de harul Domnului nostru Iisus Hristos, care El ni l-a oferit, că nu l-a meritat. Nici eu și nici dumneavoastră. Să fim în prezența Domnului în acest locaș sfânt, într-o atmosferă cerească. Urmăriți ce atmosferă este în Biserica Philadelphia astăzi, pentru că așa cum noi avem părtășie pe pământ, o să avem în cer. Și ascultați ce spune Biblia. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta, adică pe muntele Sionului, pe muntele casei lui Dumnezeu, un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate mezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură marama care acopere toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Versetul 8. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit! Slăviți să fie Domnul! La un astfel de Dumnezeu venim noi, oameni dragi, și într-un astfel de loc venim noi. De aceea aș vrea din toată inima să venim cu plăcere și cu bucurie la casa Domnului. Chiar bolnavi, chiar cu lipsuri pământești, omenești. Pentru că aici este locul unde sufletele noastre se zidesc și se pregătesc pentru o sărbătoare, așa cum am citit-o în Isaia, capitolul 25, de la versetul 6 la versetul 8. Proiectați, vă rog, versetul nostru de aur din Isaia 57 cu versetul 15. Duceți un microfon la sora Sanda Pribeag. Cine e iute de picior? Cel mai tânăr de acolo, așa. Și prin sora Sanda, după ce rostim acest verset de aur, ne vom ruga ca sub ungerea Duhului Sfânt să fie vestirea cuvântului Său, cântarea de laudă, închinarea noastră în această dimineață. Dumneavoastră vă uitați la cele trei scrinuri, eu mă uit aici în Biblia mea și cu toată suflarea rostim orice cuvânt din acest verset care are un impact binecuvântat asupra noastră a tuturora. Căci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Lăudați să fie Domnul! Dacă există o inimă zdrobită, Domnul o îmbărbătează astăzi, august 21, aici, la Philadelphia Church, și oriunde este chemat numele Domnului. Plecăm capetele noastre și prin sora Sanda ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în numele Domnului Iisus și Te rugăm, lasă binecuvântarea Ta peste întreaga adunarea, peste cuvântul Tău. Lasă ca inimile noastre să strângă cuvântul Tău. Amen. Ca pe o comoară, îmbărbătează inimi, întărește inimi. Amen. Cercetează mințile noastre. Slavă Domnului. Inimile noastre și fă ca să împlinim tot ceea ce ne înveți din cuvântul Tău. Amen, amen. Te lăudăm, Te preamărim, Îți mulțumim. Glorie Ție și puterii Tale. Mărire Ție și Duhului Tău cel Sfânt care ne cercetează în această dimineață. Te rugăm, rămâi în continuare cu noi și binecuvintează orice suflet care va aduce o slujbă în casa Ta în dimineața aceasta. Amin, amin. Și fă ca poporul Tău să deschidă inima la cuvântul Tău. În numele Domnului, îți mulțumim. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Înainte ca să ocupați locurile, vă rog frumos să dați mâna unii cu alții, să vă binecuvântați și apoi vă reașezați. Dragii mei, am fost anunțat, am vorbit cu familia Rusu Ivan și Olema.
care n-au putut să aducă duminica trecută micuțul lor, bebelașul lor la casa Domnului și îl va aduce astăzi. Iubiți frați, cu ordinea, când vin această familie, să apară cât mai repede în față, pentru ca să putem, la timpul potrivit, să încadrăm acest act de binecuvântare în serviciul divin. Mai facem și câte o excepție, iubiți frați, n-a putut această familie să vină duminica trecută, așa că, sigur, le-am dat ocazia să aducă bebelușul lor în casa Domnului astăzi. Serviciul va continua și numele Domnului să fie lăudat. Amen. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Amen. Și totodată Dumnezeul nostru, care este Tatăl nostru și este cu noi, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Amen. După cum bine știți, o parte din dumneavoastră, duminica trecută, am fost la o căsătorie în Portland. Tânărul Filip Pamfile a avut căsătoria acolo, am participat acolo. Frață din Portland, din Biserica Philadelphia și din Bethesda, vă transmit tuturora multă sănătate, har și binecuvântare din partea Domnului. Primiți aceste salutări, că vi le-au transmis în numele Domnului, și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Slujba continuă în casa Domnului, ascultând fanfara, apoi pe fratele Gabi Rus cu un solo, după care corul. În urmă urmează cuvântul Domnului, care va fi vestit de fratele Beni Trifan, și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-i dea o ușă de cuvânt. Amin. Thank you.
Nici de cum, nici de cum, niciodată. Gândul meu altui pas nu-l aștept. În Iisus viața mea e bogată, un izvor din etern în etern. În Iisus viața mea e bogată, un izvor din etern în etern. Nicăieri, nicăieri, nici o clipă nu poți fi fericit fără el. Lângă el, peste amor, ți risipă, voi zbura ca un alb corbel. Lângă el, peste amor, ți risipă, voi zbura ca un alb corbel. În dureri, în necazuri și moarte, despărțire de Domnul meu dur. Dacă inima nu mă desparte, orice-ar fi, orice-ar fi, eu sunt al lui. Dacă inima nu mă desparte, orice-ar fi, orice-ar fi, eu sunt al lui. Vom trăi veșnicii de iubire, mii de ani, zeci de mii, mii de mii. Când o clipă e o uimire, ce va fi, ce va fi în veșnicii. Când o clipă cu el e o uimire, ce va fi, ce va fi în veșnicii. Va veni, va veni cel ce vine,
Binecuvântat să fie Divinul Dumnezeu, Divinul Mesia și Duhul Sfânt. Amin. Dacă doriți să cinstim pe Cel Preanalt, să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul sfânt al Domnului, care se găsește scris în pagina 1039, pagina 1039, Evanghelia după Ioan, capitolul 9, și vom începe de la versetul 24 până la versetul 34 inclusiv. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, de la versetul 24 până la 34. Să ascultăm cuvântul sfânt al Domnului. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: dacă este un păcătos, nu știu, eu una știu că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am răspuns, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mai auziți încă o dată, doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui? Ei l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, căci voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne vezi pe noi? Și l-au dat afară. Ocupați locurile, frați și iubiți. Acesta este cel de-al treilea mesaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Dar haideți, înainte de a intra în acest mesaj, să ne amintim de sfârșitul celui de-al doilea. Foarte interesant, frați și surori, că părinții acestui om n-au fost pregătiți să plătească prețul. Ei n-au fost pregătiți să plătească un așa mare preț, să fie excomunicați, dați afară din sinagogă. Excomunicarea îmbrăca două forme. Prima formă era forma nidă și a doua herem. Prima formă era doar temporară, iar cea de-a doua era permanentă. De ce? Pentru că beneficiile care veneau din urma sau prin faptul că erau membri în această sinagogă le asigura supraviețuirea lor. De aceea ei n-au fost gata să plătească prețul acesta și pentru ei bunurile materiale, a supraviețui în lume, a fost mult mai mare decât să mențină și să susțină prețul
adică adevărul. Și în felul acesta, de frica iudeilor, ei au renunțat la adevăr ca să rămână în sinagogă, să beneficieze de unele avantaje din partea sinagogii. Așadar, frați și surori, acestea au fost ultimele cuvinte din mesaj. Haideți să vedem ce spune acum cuvântul Domnului cu versetul 24, foarte interesant. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. Cum vi se pare? Două lucruri foarte importante. Fariseii îi cer omului acestuia un lucru pe care ei nu cred. Adică îi cer lui să dea slavă lui Dumnezeu. Ei nu credeau în Dumnezeu, dar îi cer lui. Și au ajuns la o concluzie că noi știm, de fapt, că omul acesta este un păcătos. Ce înseamnă, frați și surori, dă slavă lui Dumnezeu? De ce îi cer farisei omului să dea slavă lui Dumnezeu? În primul rând, pentru că ei îl suspectau că el ar ști ceva, mai știe ceva și nu vrea să spună. Dacă îl întreb pe frate Nelu și spun așa: frate, dă slavă lui Dumnezeu, el va zice: da, frate, eu dau, amin și aleluia, te susțin pentru că spui adevărul. Da, aceasta este o formă de a da slavă lui Dumnezeu. Dar în contextul acesta, cuvântul dă slavă lui Dumnezeu, îi cereau de fapt să spună adevărul. Să spună adevărul, pentru că el suspectau că el știe ceva și nu vrea să spună. Acum, frați și surori, haideți să vedem în Sfânta Scriptură dacă se mai repetă acest incident cu dă slavă lui Dumnezeu. În Iosua, în capitolul 7, cu versetul 19 și 20, Iosua îi spune lui Acan în felul următor: fiule, dă slavă lui Dumnezeu și nu mi-ascunde nimic, spune tot adevărul. Adică, ce înseamnă aceasta? A spune adevărul înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorilor, chiar dacă trebuie să plătești prețul. Acan a știut că va plăti un preț, dar înainte ca să plătească prețul, el a trebuit să spună adevărul înaintea Domnului și înaintea poporului. El a plătit un preț extraordinar de mare. El, casa lui, tot ce avea viață din familia lui, toți au plătit prețul. Și de aceea îi cerea să spună adevărul. La fel se întâmplă și cu omul acesta. Fariseii îl obligă să spună adevărul, să nu mintă nimic. Să prin faptul că spui adevărul, era slava dată lui Dumnezeu și concluzia lor a fost că omul acesta este un păcătos. De ce a fost Iisus păcătos pentru ei? El care a dat viață, a înviat morții, a vindecat bolile, a mulțit pâinea. Și el este un păcătos. Pentru că omul acesta, spuneau ei, nu respectă sabatul. Frați și surori, păi sabatul n-a venit în urma legii. Sabatul face parte din creație. Ei n-au înțeles lucrul acesta. Ori Mesia, tocmai faptul ăsta a făcut că el împlinea sabatul. Dumnezeu, când a creat lumea, frați și surori, spune Scriptura că a creat în 6 zile, da? Dar din 6 zile, țineți minte, doar pe una singură a binecuvântat, nu toate. Când a creat Domnul pământul, nu tot pământul a creat Eden, frați și surori. Doar un punct, un loc de pe pământ a fost Eden. De ce așa? De ce numai o zi și de ce numai un punct? Foarte interesant, frați și surori, ce vreau să vă spun este faptul că vedeți dumneavoastră acolo în grădina Eden, au existat acei doi pomi. Pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Am pus întrebarea aceasta la foarte mulți creștini de toate dominațiunile. De ce a murit Adam și Eva? Și răspunsul pe care l-am primit, am rămas foarte șocat. După 21 de secole să ai un asemenea răspuns, pentru că au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, au murit.
Este fals, în Biblie nu scrie așa ceva. Pentru că dacă ăsta ar fi fost adevărul, trebuia să se numească pomul morții. Frați și surori, vindecarea orbului a contribuit pentru vindecarea orbului. Tina l-a vindecat. Ori apa cu care s-a spălat de el din scăldătoare, nu, frați și surori, cuvântul care a fost rostit împreună cu credința omului a fost posibilă vindecare. Deci nu pomul acela a produs moartea, că nu a fost un fruct otrăvit sau a avut o esență în el otrăvitoare, ci prin faptul că au neglijat și au necinstit cuvântul rostit. Și ăsta înseamnă fără de lege, iar fără de lege este păcat, iar plata păcatului este moartea. De aceea au murit. Nici pomul vieții nu avea un fruct care să-ți dea viață veșnică, pentru că rodul lui era ca și toți ceilalți pomi din grădină, toți erau buni de mâncați. Dar faptul că a fost în grădină, în Eden, era sens și avea sens că acolo era prezent Dumnezeu, adică pomul vieții, sursa vieții este Dumnezeu, frați și surori. Și ceea ce vreau să scot în evidență este că nimeni din univers nu știe, numai Dumnezeu, cât au trăit ei doi împreună în Eden. Zeci de ani, sute de ani, mii de ani, nu știm. Un lucru știm, că nu s-au împărtășit din pomul vieții. Nu s-au împărtășit, s-au mulțumit cu prezența lui Dumnezeu, s-au mulțumit să avem părtășie cu Dumnezeu, dar nu s-au împărtășit din viață care este Dumnezeu. La fel și în zilele noastre. Sunt creștini care se mulțumesc cu prezența Domnului, cu părtășia Domnului și nu se împărtășesc din trupul și sângele Domnului. Observați ce legătură a fost în Eden cu ceea ce este astăzi. Frați și surori, ei îi cereau de fapt omului acestuia să dea slavă lui Dumnezeu, a spune adevărul cum și-a recăpătat el vindecarea, pentru că ei au făcut o concluzie, omul acesta este un păcătos. Dar uitați-vă, frați și surori, ce urmează, ce le răspunde omul acesta. Zice, el a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Adică, cu alte cuvinte, omul acesta nu vrea să se angajeze într-o discuție sau să facă o analiză cu privire la Iisus, la Divinul Mesia. Păi el nu-l interesează lucrurile acestea. El un singur lucru vrea să știe, să știe și ei și să știe toată lumea, că el a fost orb și acum vede. Asta este concluzia la care el a ajuns. Și uitați-vă ce spune cuvântul mai departe. Iarăși l-au întrebat, ce ți-au făcut, cum ți-a deschis ochii? Eu, credeți-mă, pentru mine omul acesta parcă face deja parte din familia mea. Așa mi-e de drag omul ăsta, câtă presiune se pune pe omul ăsta. Câtă presiune pune pe el și cum vrea, vedeți, toate lucrurile acestea vroiau de fapt, ce urmăreau de fapt farisei și cu tot poporul de acolo, urmărea să scoată de la el un cuvânt sucit, adică să nu mai spună exact cum s-a întâmplat lucrurile. Cumva dacă va greși, n-avea cum să greșească, pentru că n-ai cum. Dacă ai fost orb și te-ai născut orb, cum să greșești să spui cum ți-ai căpătat vederea? Este imposibil. Ori tocmai asta căutau să modifice ca să-l poată condamna și pe el. Și nu reușesc, pentru că omul rămâne tare, bazat pe adevăr. Și el nu schimbă lucrurile. Uitați-vă ce frumos spune el. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut, cum ți-a deschis ochii? Și versetul 27, acum v-am răspuns. Zice, acum, zice, v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să mă auziți încă o dată? Și foarte interesant, zice el, doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Adică omul trage o concluzie. Faptul că îi pune atâta presiune pe el, toți din jurul lui, el trage o concluzie. Mă, ăștia vor să se facă ucenici. Trage o concluzie. Păi și voi vreți să vă faceți ucenicii lui. Și vedeți, frați și surori, pentru ei cuvântul acesta a te face ucenicul lui Mesia era un lucru înjositor. Și uitați ce răspund ei. Zice ce răspund ei. Ei l-au ocărât, observați? Și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Nu acum, frați și surori, statutul lui Moise era bine cunoscut de ei. Pentru ei, Moise, ca și Avram,
a fost un om atât de mare încât identitatea lui Moise era bine cunoscută. În lumea antică, identitatea conținea două lucruri. Deci când era întrebat sau trebuia să dea un răspuns sau să te verifice, să știe despre tine cineva, se întreba două lucruri. Locul de naștere și din ce familie ai făcut parte, și tocmai lucrul acesta ei negau, ca și cum ei nu știau de unde vine Mesia. Pentru ei Mesia a fost un nimeni. Nu l-au văzut că era Fiul lui Dumnezeu. Și foarte interesant le spune el că ei l-au ocărât și i-au spus: tu ești ucenicul lui. Vedeți faptul că ei credeau că el ascunde ceva. El trebuie să fie ucenicul lui. N-avea cum, nu se poate lucrul acesta. Și zice că l-au ocărât, zice că tu ești ucenicul lui, zice, iar noi suntem ucenicii lui Moise. Interesant, frașesor, Moise n-a făcut nicio minune, nicio înviere de morți, nici n-a vindecat pe cineva. Și ei totuși se țin că ei sunt ucenicii lui Moise. Însă Moise, o vorbit despre el, Moise a profețit că Domnul Dumnezeu va ridica, el va ridica din mijlocul vostru un proroc ca și mine. Și de el s-a ascultat, iată că le-a dat și porunca ce să facă. Dar ei erau ucenicii lui Moise. Foarte interesant. Zice cuvântul Domnului mai departe, interesant este ce răspunde omul acesta. Acum v-am spus, le-a răspuns el și n-ați crezut. Pentru ce voi să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți ucenicii lui? Ei l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Și răspunsul pe care îl dă acum omul nostru vindecat este un răspuns extraordinar. Știm că Dumnezeu, fiți atenți, a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Observați? Foarte interesant. De ce știau ei? Păi e adevărat că Dumnezeu a vorbit lui Moise. I-a zis: du-te și scoate pe Israel din Egipt. L-a scos din Egipt și tot Moise a fost omul care a dus legea și le-a dat-o. Deci de-aia știau toți de Moise, cine este Moise. Numai că cuvântul Domnului spune că omul le-a răspuns. Aici este mirarea. Le-a răspuns omul acesta că voi nu știți de unde este. Și totuși el mi-a deschis ochii. Extraordinar. Deci ei care vedeau, doar au văzut semnele și minunile lui, au văzut cum vorbește, au văzut binecuvântarea lui, toate le-au văzut Israel și nu știau cine este. Nu știau cum e posibil să nu știi așa ceva, să nu vezi ce orbire spirituală a căzut peste ei ca să nu-l cunoască, frașii. Și omul acesta care s-a născut fără vedere ajunge la o concluzie extraordinară. Uitați ce spune el așa de frumos, zice: aici este mirarea, le-a răspuns el, omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Voi nu știți, sunteți pierduți, ați văzut cu ochii voștri minunea. Cum a fost posibil să nu vadă, să nu știe cine este? Și uitați ce răspuns le dă omul nostru. Zice: știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Extraordinar, o lecție de teologie le dă, că așa-i Dumnezeu, se folosește de cei mici ca să învețe pe cei mari. Uitați ce zice: știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Ei nu știau lucrul ăsta. Și uite, omul orb știe lucrul acesta. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Auziți, ci dacă este cineva, prima condiție, temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă Dumnezeu. Extraordinar! Extraordinar! Deci o minune se poate înfăptui prin două condiții. Să fii temător de Dumnezeu
și să trăiești, să faci voia Lui. Și spune Scriptura că pe acela Dumnezeu îl ascultă. E valabil și pentru noi. Dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, Dumnezeu dă garanție că pe omul acela îl ascultă. Nu există așa ceva. Deci el s-a născut orb și ajunge la concluzia că cel ce a zis du-te este neprihănit. Trebuie să facă voia lui Dumnezeu. Este imposibil, imposibil să se deschidă ochii printr-un om păcătos. Numai cine face și trăiește cuvântul lui Dumnezeu poate să facă o minune. Și ei nu văd lucrul acesta. Orbirea care a căzut peste ei ca să nu-l vadă că el e divinul, Mesia, unsul, mielul lui Dumnezeu, Shiloh, binecuvântat să fie Domnul. Mărire Domnului. Uitați mai departe, frați și surori, spune cuvântul Domnului, de când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Observați de când este lumea. Am o întrebare acum. Vă rog să fiți atenți la întrebare. Cum se explică, frați și surori, că prorocii Vechiului Testament, da? Pentru că el mai depune o mărturie, când a fost întrebat înainte, tu ce zici despre el prin faptul că ți-a redat vederea? Și omul răspunde foarte hotărât și clar, este un proroc. De ce? Pentru că profeții, prorocii Vechiului Testament făceau semne și minuni. Mă opresc la doi dintre ei, foarte rapid, Ilie și Elisei. Oamenii aceștia au făcut minuni extraordinare. Știți că lucrarea lui Elisei este lucrare apostolică. Extraordinar! Elisei pune temeliile unei școli profetice pentru prima dată în Israel. Și s-au înmulțit așa de mult prorocii, încât n-au mai avut loc acolo, în clădirea aceea, în casa aceea. Și iau o decizie, nu se uită unul la altul, zice, ce să facem? Și zice, hai să ne extindem. Și se duc oamenii la tăiat, să taie lemne din pădure. Dar unul din prorocii spune, Domnul nostru, vino și tu cu noi. Și urmează Elisei, îi ascultă, duceți-vă că voi veni și eu. Așa sărăcie era în Israel, frați și surori, că nu-ți permiteai să ai o sculă, o detăiat, nimic. Toate erau împrumutate de la filisteni. Și unul din fiii prorocilor avea o secure. Securele se făceau foarte mari așa, de forma aceasta, așa scuțită bine și lungă așa, de vreo 4-5 fiți, ca să ai putere să dărâmi și să tai trunchiul unui copac. Și făcând lucrul acesta, scapă, iese din coadă capul securii în apă. În disperarea lui, omul fuge la Elisei și zice, e foarte disperat în sensul că zice, ce să facă, că a fost împrumutat lucrul acela. Și el va trebui să plătească un preț și n-avea cum să-l plătească. La care Elisei zice, unde a căzut? Și îi zice, uite, acolo a căzut, aproximativ. No, acum vă rog să fiți atenți. Elisei ia o bucată de lemn și aruncă deasupra apei. Dumnezeu a lăsat legi pe pământ care nu pot fi modificate. Cea mai mare lege este legea gravitației. Țineți minte, fără această lege este imposibil viața. De ce în spațiu oamenii nu pot să umble? Pentru că nu există legea gravitației și plutești în toate felurile. Această lege nu poate fi desființată. Acum, vă rog să fiți atenți. Capul securii, conform legii gravitației, este imposibil un metal să stea la suprafață. N-are cum. Sfidează legea lui Dumnezeu. N-ai cum așa ceva. Asta nu se poate. Este imposibil. Dar prin faptul că acea bucată de lemn a fost aruncată deasupra apei, acea bucățică de lemn reprezintă crucea și numai Hristos prin jertfă a putut să scoată capul acela de secure care am fost eu și tu. Din acel întuneric, ieșirea noastră la suprafața apei este imposibilă.
Era imposibil, nimeni nu ne putea scoate din adânc. Numai jertfa lui Iisus, binecuvântat să fie Domnul. Și această jertfă a fost posibilă ca să ieșim și noi la suprafață, așa cum a ieșit capul acela de la secure și Elisei a zis, pune mâna pe el și ridică și scoate-l. Cel ce ne-a scos, frașilor, din întuneric, care nu puteam să ieșim, a fost Hristos și jertfa lui, binecuvântat să fie Domnul. Și toți prorocii Vechiului Testament n-au făcut minuni mari. Au făcut minuni, dar n-au vindecat frașilor orbi. De ce? Acum vă rog să fiți atenți de ce. Pentru că vindecarea orbilor a aparținut erei mesianice. Numai Mesia lui s-a dat deschiderea ochilor, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual. Numai Mesia a deschis ochii oamenilor de pretutindeni prin cuvânt, atât ochii spiritual, cât și ochii natural ai omului. Asta a fost era mesianică, era escatologică, prevăzută de Dumnezeu cel viu, lăudat să fie Domnul. Uitați, frați și surori, ce spune omul mai departe. Zice, dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Ce concluzie! Ce concluzie! N-ai cum, frați și surori! Nu se poate așa ceva! Asta a fost o minune extraordinară. Vreau să vă spun și v-am spus că vindecarea n-a fost datorită tinei. Nu! Nici datorită apei. Știți că ca apa aia care a fost acolo în scăldătoare, ea a venit printr-un tunel, dar știți unde își are originea râul Gihon? În Eden, ia cercetați Scripturile că scrie. Vă dați seama, frați și surori, că v-am spus, eu mai înainte vă spuneam despre această scăldătoare, cum vorbea de Divinul, de Mesia. Ea prevestea lucrul acesta, inclusiv alimentarea scăldătoarei. Deci ea s-a alimentat din râul Gihon, dar râul Gihon venea din Eden, frașii surori. El acolo își avea originea. Extraordinar, frașii surori. Extraordinar. Când te gândești la adâncimea acestor lucruri, frașii surori, și ei au fost așa de orbiți să nu-L vadă și să nu-L cunoască. Spune cuvântul Domnului, frașii surori, vreau să mă apropie de că zice, uitați ce răspunde ei, câtă batjocoră și umilință pune pe omul acesta, zice, tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei. Băi, tu ești născut cu totul în păcat. Auziți, frași și surori, ce concluzie trag și de ce frașii surori îl catalizează și pune pe el așa o greutate și așa o batjocoră, că tu ești născut cu totul în păcat și spune cuvântul Domnului și vrei să ne înveți pe noi cu semn de întrebare. Păi tu, de ce? Știți de ce, frași și surori? Pentru că ei au pus orbirea păcatului. Vedeți? Faptul că tu te-ai născut orb denotă clar că ești un păcătos. Ei credeau și ei în reîncarnare. Pentru că este imposibil, imposibil, ziceau ei, cum să te naști fără vedere? Tu ai păcătuit cineva din familia ta, din neamurile tale și acum, zice, Duhul acela al păcatului a venit asupra ta și te-ai născut fără vedere. Tu ești cu totul născut în păcat. Și tu vrei să ne înveți pe noi? Și spune cuvântul Domnului, zice, și l-au dat afară. Dar acum concluzia. Părinții n-au fost pregătiți să plătească prețul. No. Părinții lui? Pentru părinți, prețul a fost prea mare, prea scump să țină sus adevărul. Și au preferat să rămână acolo, să beneficieze de unele avantaje pentru a supraviețui în lumea aceasta materială. Au fost niște oameni materialiști și n-au stat în adevăr și să țină adevărul. Pe când iată omul nostru, frați și surori, care este gata, plătește prețul și acceptă excomunicarea, fie că e de natură temporară, fie că a fost de natură permanentă, el a fost gata să plătească prețul. Frașii și surori, vom vedea ultimul mesaj. Vom vedea că pentru acest preț, ce binecuvântare va primi el din partea Domnului și vom vedea întâlnirea lui, de fapt, cu Mesia
La fel va fi și întâlnirea noastră dacă suntem gata să plătim prețul acum, ne vom întâlni cu El. Doamne, binecuvântează adunarea, binecuvintează sufletele noastre, să fim gata să plătim prețul oricând, Dumnezeu să ne dea puterea. Amin. Dați-mi voie să vă binecuvintez pe toți care sunteți cu noi în această dimineață. Vă mulțumim frumos că ați părăsit confortul caselor dumneavoastră și ați venit dis de dimineață la casa Domnului. Apreciez foarte mult și rostesc binecuvântarea Domnului peste fanfariști, peste coriști, peste grupul de laudă și peste dumneavoastră, iubiți frați și surori, care sunteți în sală. Am pus la spatele nostru o săptămână grea. Pentru unii poate că a fost mai ușoară, pentru alții a fost o săptămână grea. Nu ne mai întâlnim cu această săptămână care a trecut. Este prima zi din noua săptămână și e bine să o începem întotdeauna bine. Cu dreptul, cum spunem noi românii, nu cu stângul. Și a începe o săptămână cu dreptul înseamnă să fim prezenți la casa lui Dumnezeu. Asta înseamnă să începem cu dreptul. Să fim prezenți la casa lui Dumnezeu. În săptămâna care a trecut, noi ne-am angajat să fim alături de familia Pan, de sora Diana, în mod special, și mulțumesc din toată inima celor 135 de persoane care s-au angajat ca în fiecare zi să stea în post și în rugăciune pentru ca Dumnezeu să intervină în mod supranatural și miraculos, așa cum a fost și predicat până acum, în dimineața aceasta, în viața sorei Diana Pand. Eu cred că dumneavoastră v-a străduit și ne-am străduit să fim la datorie și v-am rugat frumos să nu facem multă vâlvă și multă vorbă din asta, ci să vorbim pe verticală cu acela care este la dreapta lui Dumnezeu în calitate de mare preot și mare medic. Vom continua și săptămâna care urmează, fără să mai spunem de la amvon câte persoane au fost sau câte persoane s-au înscris. Frate Alex, unde e fratele Alex Nicolae? Fratele Alex Nicolae, ești pe aici, pe undeva? Te rog, vină cât mai repede. Frații cu ordinea, veniți, vă rog, în față, cât mai repede. Ai the keyboard, frate Alex? Le ai pregătite sau nu le ai pregătite? Le ai pregătite, în față, cât mai repede, hai să câștigăm timp. Fratele Alex a făcut iarăși din nou acele tabele cu un keyboard, cu un pix și până când eu o să fac anunțurile, vă rog să dați cât mai repede. Frații cu ordinea, vă rog, vă invit de 7 ori, veniți în față, oameni buni. Cât mai repede. Am nevoie de voi, veniți în față. Toți. Așa, cu curaj. Frate Alex, unde ești? Adă keyboardurile. Un keyboard dai la cor, dați la cor, unul la fanfară, le aveți. Frumos, very nice. Pe fiecare rând dați câte unul, cred că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, cei de la balcon, veniți și vă înscrieți la urmă. Iubiții mei, cei care puteți să postiți luni, marcați luni. Puteți să puneți pe cele 3 screen-uri de la media, ca să vadă frații care n-au fost duminică, foarte fain a fost. Deci cei care puteți să postiți luni, puneți un X luni, marți un X, miercuri un X, așa o cruce, nu? Și vor ajunge aceste tabele la noi, vom face și după masă lucrurile astea, nu mai spunem câți. Doar dacă avem 3, dacă nu avem 3, așa, mulțumesc frumos. Dacă nu avem cumva într-o zi să fie cel puțin 3, nu mai spunem bisericii, eu personal am să sun pe frați, ca să avem cel puțin 3 persoane. Aș vrea să vă spun că săptămâna care a trecut, 4 zile am fost la Atlanta, nu, I'm sorry, câte zile am fost? Vineri? Da, vineri, sâmbătă, luni și duminică și luni. Yes! So, 4 zile am fost la Atlanta și doar 3 la Chicago. Și vreau să vă spun că încep să-mi schimb balanța.
Și am să fiu foarte des la Atlanta. Dar când nu vă așteptați. Numai o să mă vedeți marți la rugăciune, o să mă vedeți joi la biserică, o să mă vedeți luni la fanfară, o să mă vedeți miercuri la cor, o să mă vedeți vineri la tineret. Vrem neapărat, o trecut vara, o trecut vacation-urile, concediile, iubită biserică, haidem să începem să lucrăm pentru gloria lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Toți la datorie, toți la datorie, de la cel mai mic până la cel mai mare. Asta am făcut-o eu în Chicago, timp de 20 de ani, în fiecare zi era la biserică și rezultatele erau pe măsură. Erau pe măsură. Nu eram polițist, nici nu eram șeful lor, eram păstorul lor și fratele lor în Domnul. Ei mă respectau, eu îi respectam și sigur că era un respect mutual. O armonie din aia sfântă și cu rezultate extraordinare. La toate departamentele, peste tot era superb. Dacă era nevoie de o intervenție, eram acolo, dar nu era nevoie pentru că oamenii și-au cunoscut chemarea. Și fiecare trebuie să fie acolo unde Duhul Sfânt l-a pus în trupul lui Hristos. Și să-și facă slujba și misiunea ca pentru Domnul. Apreciez enorm de mult asta și sigur că Dumnezeu să binecuvinteze toate activitățile din Biserica Philadelphia. După masă ne vedem cu ajutorul Domnului la orele 6 fără 5 minute, 6 fără 10 în casa Domnului. Aș vrea să nu uitați că de astăzi, într-o săptămână, adică în ultima duminică din luna august, la serviciul de seară, o să facem o colectă cât mai substanțială pentru ca să reducem împrumutul de la bancă. Serviciile peste săptămână sunt după cum urmează. Luni de la ora 8, fanfara. Dragi fanfariști, niciodată nu știți dacă nu o să mă vedeți din nou la fanfară. Deci numai eu și soția știm de programul ăsta, nici copiii noștri n-au voie să știe. Nimeni. Eu și soția mea de el. Atât. Ea îmi cumpără bilete, ea mă ia de la aeroport, ea mă duce la aeroport, soția mea care va primi o răsplată de la Domnul. Dumnezeu să o binecuvinteze. Marți seara rugăciune de la orele 8 pentru cei care iubesc pe Domnul și vrea să se pregătească pentru răpirea la cer. Miercuri repetiție de cor, vă mulțumim, stimați fanfariști, coriști, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim, dragi fanfariști, pentru că mâine seară veți fi la orele 8, fără 5 minute, fără 10 minute, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Joi, rugăciune de la orele 8, o să începem cât de curând un studiu biblic frumos. Vineri, tineret de la orele 8, duminica viitoare, dimineața și seara, iar la serviciul de seara vom avea colecta specială. Acum, în casa Domnului a venit familia Rus, fratele Ivan și sora Olema. Au adus în casa Domnului o nouă născută, o fetiță cu numele Ava. Ce frumos nume, Ava! Aproape că era Aba, dar e frumos nume. Dumnezeu să o binecuvinteze pe această fetiță cu numele Ava. Dumnezeu să binecuvinteze familia Rusu, pe fratele Ivan și pe sora Olema. Dumnezeu să binecuvinteze bunicii din partea tatălui, pe fratele Radu și sora Victoria Rusu, care sunt aici. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze bunicii din partea mamei, pe fratele Mihai și sora Viorica, care sunt în Bucovina. Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo în Bucovina. Spuneți amin, oameni dragi. Că se uită oamenii pe internet și aia din Bucovina vrea să vadă cât suntem noi de, așa, de sufletiști. Dumnezeu să binecuvinteze toate rudeniile acestor doi părinți. Pe Sergiu și Elena Rusu. Pe Alex și Diana Rusu, care sunt în Bucovina. Familia Herman, Ilie și Angelica. Și Dumnezeu să binecuvinteze toate rudenile din partea ambilor părinți. Ne ridicăm în picioare, invit pe părinți pe platforma aceasta cu fetița lor cu numele Ava, pe fratele Vasile Filimon îl invit aici în față ca să rostească rugăciunea pentru această fetiță și pe fratele Vasile Strâmbu îl invit în față să citească textul potrivit cu actul de binecuvântare din Numeri capitolul 6. Facem lucrarea aceasta cu multă sinceritate
și seriozitate în numele Domnului Iisus Hristos. Amin, amin. Stimați frați și surori, iubită Biserica Domnului, suntem la cel mai frumos act pe care putem să-l săvârșim și să-l facem, un act de binecuvântare. În Efeseni Dumnezeu spunea în capitolul 1, începea în felul următor: Dumnezeu care ne-a binecuvântat pe noi, cu tot felul de binecuvântări, unde? În locurile cerești, dorim ca și în dimineața zilei de astăzi să binecuvinteze pe această fetiță cu numele de Ava. Domnul să o binecuvinteze. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ava. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Ava. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ava. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi vom binecuvânta, a spus Domnul. Amin. Amin. Mă găsesc înaintea ta ca înaintea unui Dumnezeu care poți să dai binecuvântarea și să revești binecuvântarea. Am pe brațele mele această fetiță, Doamne, frumoasă, venit în lumea noastră, venit în lumea aceasta, pe care eu te rog din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, să o binecuvintezi, o Doamne. Te rog să o binecuvintezi pe Ava, dându-i sănătate, dându-i putere, ocrotându-i viața și trupească și sufletească, o Doamne Dumnezeule. Părinții au adus să o încredințeze pe brațele tale de Dumnezeu, știind că sunt brațe pline de glorie, pline de slavă, de aceea vreau să rămână această fetiță încredințată pe brațele tale. Câte zile ai hotărât să-i dăruiești pe pământul acesta? Te rog să binecuvintezi pe mama acestei fetițe, la care te rog să-i dai sănătate, ca dacă cumva în urma nașterii a rămas-o, Doamne Dumnezeule, suferindă, te rog mâna ta bună, mâna ta de medic, mâna ta de Dumnezeu adevărat să fie pusă peste această mamă, ca să poată să crească copilașa aceștia în frică și în temere de cuvântul tău și binecuvântarea să nu lipsească niciodată din casa lor. Te rog, o Doamne, binecuvântă pe tata acestor copii, o Doamne, și dăruiește-i putere să-și câștige existența cât vor ținea vremurile pe pământul acesta. Încredințez pe Ava și părinții ei și frățiorii ei pe brațele tale de Dumnezeu și te rog, lasă binecuvântare peste această familie, nu numai peste ei, peste bunici și peste cei care aparțin acestei familii, ca să simte că astăzi pentru Ava s-a înălțat rugăciune și Dumnezeu a binecuvântat întreaga familia și numele tău să fie slăvit și binecuvântat în veci. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile, invit grupul de laudă aici în față, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie și serviciul va continua. Și numele Domnului Iisus Hristos să fie slăvit în veci. Amin. Fericită zi pe cei de
dragi frați și surori, se închină Domnului, corul bisericii, grupul de laude și fanfara. Domnul să binecuvânteze pe toți și toată aceasta să fie spre slava Domnului. Amin. Salvare, prea sfânt și cer.
Thank you.
cuvânt de apreciere și în același timp de încurajare pentru frații noștri cântăreți. Dumnezeu să binecuvinteze corul bisericii noastre, dirijorii corului. Dumnezeu să binecuvinteze fanfara bisericii noastre și cei care se ocupă de instruirea lor. Dumnezeu să binecuvinteze cântăreții casei Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze ascultătorii cuvântului lui Dumnezeu și pe cei care se străduiesc să îl pună în practică. Iubiții mei, vom avea un timp binecuvântat, mă gândesc, care îl mai avem aici. Vă rog să vă ridicați în picioare. Grupul de laudă, să pregătiți cântarea. Sunt un bulgăraș prea mic. La urmă vom cânta cu toții cântarea aceasta. Sunt un strop de rouă în soare și cu cât mă fac mai mic, cu atât tu, cu atât tu te vezi mai mare. Dragii mei, în timpul care fiți liniștiți, pentru că aveam un predicator la Betania, Timotei Husu, și spunea, fraților, am aminul în buzunar, zicea el, când începea predica. Aș vrea să puneți pe cele trei scrinuri un singur verset, versetul 19 din Iacov, capitolul 1. Eu am să-l citesc de aici și dumneavoastră urmăriți-l pe cele trei scrinuri. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, a spus pastorul bisericii din Ierusalim. Orice om să fie grabnic la ascultare. Și acum eu repet, orice om să fie grabnic, să fie încet, am soare la vorbire, și orice om să fie zăbavnic la mânie și cu toată adunarea să spunem, amin. Ocupați locurile. Mesajul din această dimineață de vreo 25 de minute, l-am intitulat Stau un minut să se facă mișcările și după aceea nicio mișcare în acest sanctuar. Nu că eu sunt la amvon, dar Iisus este în casa Lui. Mesajul din această dimineață l-am intitulat Puterea cuvintelor, puterea vorbirii, puterea expresiilor. Dacă vreți să vă notați, bine, iar dacă nu, cum vreți dumneavoastră. O să am multe predici despre putere. Și prima predică care vreau să o țin, și chiar dacă nu o termin, dar mă gândesc că o termin, că trebuie să o termin, puterea cuvintelor. Deci, dragii mei, frați și copii ai lui Dumnezeu, noi ca și creștini nu putem să ne jucăm cu cuvintele. N-avem voie. Nu ne putem să luăm cu ușurință expresiile care le rostim, începând de acasă, continuând la școală, la locurile de muncă, oriunde suntem noi, noi trebuie să fim lumina lumii și sarea pământului. La biserică, în holuri, în parcare, oriunde am fi, în baie, noi nu putem să ne jucăm cu cuvintele. N-avem voie. Și o să vedeți. O să vedeți. De altfel, Domnul Iisus Hristos, ca să întărească această idee, a spus printre altele, da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Ce trece peste da și nu, vine de la cel rău. A spus Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Hello? Vă dați dumneavoastră seama că Iisus Hristos a spus ce trece peste nu și da, vine de la cel rău. Deci, prin urmare, Domnul Iisus Hristos n-a spus să nu mai vorbim numai două cuvinte să spunem noi, da și nu. Nu. Nu așa să înțelegem aici. Ce să înțelegem? Că da al nostru să fie da, adică dacă am promis ceva pe viață și pe moarte, da al nostru rămâne da. Dacă am spus nu, nu al nostru să rămână nu. Și când a spus că ce trece peste da și nu, adică dacă noi nu îl transformăm în da, și pe urmă da
îl transformăm în nu, aia nu mai vine de la Domnul, ci vine de la cel rău. Ca să vă, să vă dați dumneavoastră seama, stați, frații de la media, mă puteți ajuta, vă port prin Proverbe în dimineața asta. E o carte extraordinară, Cartea Proverbelor. Puneți, vă rog, Proverbe, capitolul 25, versetul 11 și Coloseni, capitolul 3, versetul 16. Mă ajutați, dacă eu le am aici, le-am notate, le pot citi în Biblie. Puteți cumva să le puneți pe cele trei scrinuri? Da? Mulțumesc! Ascultați versetul 11 din Proverbe 25. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Wonderful! Extraordinar! Un cuvânt! Lăsați versetul ăla acolo puțin, că mă folosesc de el. Un cuvânt spus... Un cuvânt spus la vreme potrivită. Vă dați dumneavoastră seama? Sunt ca niște mere de aur pus într-un coș de argint. Puneți, vă rog, versetul 16 din Coloseni, capitolul 3, pe cele trei scrinuri. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Dacă acest verset, primul verset și acest verset ar fi o realitate în viața mea și ar fi o realitate în viața celor de la Amvon și ar fi o realitate în viața celor de pe platforma aceasta și ar fi o realitate în viața celor care mă ascultați în sală sau pe internet, noi am fi niște oameni care cu adevărat în lumea asta stricată am fi sare și am fi lumină. Amin, biserică? Ei bine, ca să ajungem noi la acest înalt nivel, la dezideratul ăsta, Proverbe 25 cu 11, Coloseni 3 cu 16, ca să ajungem noi acolo, trebuie să învățăm o lecție. Trebuie să învățăm o lecție. Lecția care este? Însemnătatea cuvintelor, importanța expresiilor. Orice cuvânt, orice expresie, rostită sau rostit, are putere de ridicare, ori are putere de coborâre. Are putere de vindecare, ori are putere de îmbolnăvire. Orice cuvânt are numai două direcții. Are o direcție de a încuraja, de a face bine, ori de a descuraja și a face rău. Deci, dragii mei, asta... Regula asta este valabil în familie în primul rând, în familie. Depinde cum mă vorbesc cu soția și soția cu mine. Depinde cum vorbesc copiii noștri unul cu celălalt. Și în al treilea rând depinde cum vorbim noi părinții cu copiii și ei cu noi. Și de aceea apostolul Iacov în capitolul 1 spune... Foarte fain, îmi place foarte mult expresia asta cu care începe el versetul 19. Știți bine, știți. Deci nu, el nu vorbește cu unii care nu știu, ci doar le aduce aminte și el spune la începutul versetului 19. Știți bine lucrul acesta, care lucru? Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, extraordinar! Dar de ce i-a numit prea iubiți? Prea iubiții mei frați, știți de ce? Pentru că apostolul Iacov știa că ce avea să le spună el, ei știau. Dar probabil că Duhul Sfânt, nu că probabil, cu siguranță, că Duhul Sfânt i-a descoperit că cu toate că ei știau că orice cuvânt are putere de vindecare ori de descurajare, de ridicare ori de coborâre, de zidire ori de dărâmare, dar ei nu practica. Și atunci, Iacov le reamintește și le-a spus, frații mei prea iubiți, să fiți grabnici la ascultare. Numărul 1. Să fiți înceți
La vorbire, numărul 2. Și să fiți, cum? Și să fiți, în al treilea rând, zăbavnici la mânie. Acum, aceste trei principii, eu le-aș numi principii, vă rog din toată inima să încercați să nu uitați versetul 19 din Iacov, capitolul 1. Haideți să mergem la primul principiu. Prea iubiții mei frați, știți bine că orice om să fie grabnic la ascultare. Orice om să fie grabnic la ascultare. Și acum, înainte ca să trecem la aceste trei principii, o să termin mai repede, chiar că nu termin predica, dar e ceva fantastic. Subiectul ăsta, puterea cuvintelor. E fantastic, e important. Aș vrea să vă spun că noi, în calitate de părinți, avem un impact foarte mare asupra copiilor noștri. În calitate de soț, avem o influență mare asupra soției și soția asupra soțului. În calitate de frați în Domnul, avem un impact, o influență mare asupra celor cu care noi ne rugăm și cântăm și vrem să ne pregătim pentru ca să nu lipsim cumva de la răpirea bisericii la aceea. Deci cuvintele noastre nu poate să fie aruncate așa, da valma, ci ele trebuie să fie drese cu sare și cu har. Pentru că orice cuvânt poate să fie ca niște mere de aur în coșulețul de argint. Și aș vrea să puneți pe cele trei scrinuri Proverbe 23 cu versetul 7. Puneți, vă rog, pe cele trei scrinuri versetul 7 din Proverbe 23. Ca să vedeți dumneavoastră că atât copiii care sunt în casele noastre, cât și frații din biserică, cu care noi ne întâlnim pe coridor sau în parcare sau vorbim la telefon. O, Doamne Iisuse, iartă pe toți cei care vorbesc la telefon și descurajează! Trezește Iisuse și să nu mai facă așa ceva! Dumnezeu nu are nevoie de astfel de mesager. Căci El, cine este El? Poate să fie copilul tău din casa ta, poate să fie el bărbatul tău sau ea, soția ta, poate el poate să fie fratele tău cu care te împărtășești și cu care te rogi și cânți în biserică. Căci el este ca unul care își face socotelele în suflet. Auziți? După ce primește mesajul cuvintelor, creierul macină. Lăsați acolo versetul ăsta, că e tare important. Căci El este unul care își face socotelele în suflet. De aceea, dragii mei, sunt sufletele noastre pângărite, descurajate. De aceea noi n-avem viață în noi. Pentru că sunt niște mesageri trimiși de Satana, nu de Domnul Iisus. Sunt niște mesageri purtători de cuvânt trimiși de diavolul, spun eu, nu de Domnul Iisus, nu de Duhul Sfânt, care vine la urechele noastre cu mesaje care ne tulbură, care ne ia pacea, care ne ia liniștea, care ne ia bucuria, care ne fură fericirea. Nu mai avem bună dispoziție pentru că cineva m-a sunat la telefon și mi-a umplut capul. Dragule, îți dau un sfat, închide-i telefonul în nas! Închide-i telefonul în nas! Și nu mai vorbi cu un purtător de mizerii, cu unul care vorbește de rău pentru acela pentru care a murit Hristos pe cruce. N-avem voie să facem treaba asta! Dacă avem un cuvânt de îmbărbătare, dacă avem un cuvânt de la Domnul Iisus, dacă avem un cuvânt să spunem la cineva, să avem un cuvânt nu de coborâre, ci de ridicare, nu de condamnare, ci de recuperare. Noi nu venim să ne dărâmăm aici, noi venim să ne zidim sufletește aici. Și nu numai aici, în casa lui Dumnezeu, ci oriunde am fi, oriunde am fi acasă, în lume. Cuvintele noastre trebuie să fie drese cu sare și cu har. Pentru că cei care le primesc, le macină în memorie, în minte
și le coboară în suflet. Așa am citit noi în versetul 7 din Proverbe 23. Se coboară în suflet. Sufletul este hipersensibil și reacționează în toate felurile. De aceea n-avem pace. De aceea nu suntem happy și fericiți. Pentru că nu ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și nu ne adăpăm din izvoarele mântuirii. Isaia 12 cu versetul 3. Voi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Voi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Cei care vorbesc în numele Domnului, ăștia trebuie să fie trimeși de Domnul și de Duhul Sfânt. Și vă rog și vă implor, nu mai vă puneți să încurcați lucrările lui Dumnezeu. Nu mai fiți mesagerii lui Dumnezeu când El nu v-a autorizat. Opriți-vă! Faceți rău la seminii voștri și vă faceți rău vouă. Acum să trecem în următoarele minute la cele trei principii. Să fiți grabnici la ascultare. Mai am cât? Mai am 10 minute. Puneți, vă rog, versetul 13 din Proverbe, capitolul 18. Predau trei versete la fiecare principiu și o să fac o încheiere faină și o să cântăm o cântare faină și o să spunem amin. Puteți să puneți versetul 13? A spus așa cum v-am rugat eu? Capitolul 18, versetul 13, vă rog frumos. Am să mă folosesc eu de Biblia mea, pentru că merg mai repede. Auziți ce spune acest verset? Urmăriți, vă rog, versetul acesta 13. Auziți versetul 13? E foarte, foarte important și băgați în memoria dumneavoastră acest verset. Cine răspunde fără să fie ascultat. Nu, ascultați-mă aici acum, e foarte important asta, este de o importanță colosal de mare. Cine răspunde, auziți, cine răspunde fără să fie ascultat. Ne oprim aici, ne oprim aici. Că unii n-ascultă până la capăt. Cine răspunde fără să fie ascultat. Sunt unii din ăștia iuți și rapizi de tot, parcă băgați în priză. Dragule, ca să primești un mesaj de la Domnul clar, să primești de la Domnul un mesaj limpede și curat, ascultă până la capăt. Nu te grăbi. Pentru că Biblia spune în versetul ăsta, ascultați cum îi descrie Biblia pe aia care n-ascultă. De aceea apostolul Iacov spune cu privire la ascultare, să fiți cum să fiți la ascultare? Grabnici. Adică să dăm importanță ascultării. Și spune aici, cine răspunde fără să asculte, face ce face? O prostie, lăsați versetul ăla acolo că e dureros. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușine. De ce? Pentru că n-a ascultat până la capăt. N-a ascultat un mesaj de la Dumnezeu până la capăt. Așa cum fac unii în mijlocul predicii, când Duhul Sfânt ar vrea mai mult să se ocupe de ei, să ridică fără niciun motiv și ies afară și pleacă. Așa cum ar face un elev când un profesor predă o lecție foarte importantă, de orice natură ar fi ea, de matematici speciale. Eu am făcut multă matematică în facultate. Dacă un elev s-a sculat să plece din sală când profesorul predă o teoremă mare și importantă, elevul ăla nu mai înțelege niciodată, știu eu, formula aia și sigur că face o prostie. Și face o prostie și, la urmă, spune versetul acesta, face o prostie și își trage după sine o rușine. Deci, prin urmare, dragii mei, prima dată noi trebuie să ascultăm, grabnici la ascultare.
Și ce spune Biblia despre ascultare? Ascultarea este mai importantă decât jertfele. Da, ascultarea este mai importantă decât orice altceva. Dacă Dumnezeu vrea ceva de la mine, ca și copila Lui și de la dumneavoastră, vrea să ascultăm de El. Spune Biserica Mila asta. Dar să ascultăm până la capăt. Să ne ascultăm pe ciuntite și pe gramaj. Și să ascultăm până la capăt. O mare problemă avem noi în viața noastră personală. O mare problemă avem noi în viața noastră de familie. O mare problemă avem noi în viața noastră de comunitate. Este că nu avem răbdare să ne ăla care are un mesaj de la Domnul, îl întrerupem de 3 ori. Și ăla spune, o frate, dar n-am terminat. Ăla care primește mesajul, imediat se bagă peste el. Și asta îl roagă, mă frate, n-am terminat, ascultă-mă până la capăt, dragule. Frații mei, ăsta este primul principiu în puterea cuvintelor. Să ascultăm, să fim grabnici la ascultare. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Puteți spune amin? E cineva în sală care la acest aspect este deficitar? Nu vă pune să ridicați mâna. Nu vă pun. Dați-vă singur nota. De câte ori nu spune soția, oprește-te! Prea mult! Sau invers. Sunt atâtea lucruri negative care pornesc de aici. Pornește de la a fi grabnici, a asculta. Dar numai ce ne vorbește Domnul. Doi. Numărul 2. Să fim înceți la vorbire. Wow! Să fim înceți la vorbire. Ce a vrut apostolul Iacov să spună asta? Să fim înceți la vorbire. Adică să nu vorbim mult. Pentru că tot el spune că cine vorbește mult, ce face? Greșește mult, nu? Spune el așa. El spune, apostolul Iacov spune. Cine vorbește mult, greșește mult. Și ăsta care vă vorbește acum vorbește mult. Și dacă greșește, iertați-l, că scrie în Biblie că cine vorbește mult, greșește mult. Dar aș vrea să vă spun că neintenționat. N-aș vrea să greșești niciodată, dar greșesc de multe ori. Și vă rog, îmi cer iertare și acum. Deci, să fiți înceți la vorbire. Puneți, vă rog, versetul 1 din Proverbe 16. Și mă duc iarăși la Biblia mea, ca nu cumva să pierdem timp. Da, ia, fain. Perfect. Planurile, auziți, la acest al doilea principiu. Planurile pe care le face inima atârnă de om. Auziți? Dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Deci, unul care ascultă până la capăt, unul care nu se grăbește, ci ca să vorbească, omul ăsta este un om ca înainte ca să vorbească, face 2 lucruri și acum subliniați asta. Înainte ca să scoată un cuvânt. Noi avem un debit de cuvinte prea mare. Românii, nu știu, poate și alte, nu știu, poate că ne întreg italienii. I don't know, se spune că italienii, ei și când vorbesc așa, parcă se ceartă ei. Dar nu știu dacă noi întrecem noi românii pe italieni. Atunci când ar fi vorba să vorbim, noi ar trebui, înainte ca să vorbim, să facem două lucruri. Primul lucru, să ne gândim înainte ca să vorbim. Aba de aia. Să ne gândim. Iubiți frascoriști, înainte ca să vorbim, să ne gândim. Dragi frați fanfariști, înainte ca să vorbim, să ne gândim ce vorbim. Dragi frați din biserică, n-ar fi fain. Înainte ca să vorbim, să ne gândim ce vorbim. Sunteți de acord cu asta? Cine e de acord să spună un amin la asta? Amin. Înainte de a vorbi, de aia spune să fiți înceți la vorbire. Adică, după ce ai spus cuvântul, nu vi s-a întâmplat că am rostit cuvinte și am regretat că le-am zis. Nu vi s-a întâmplat că ați rostit cuvinte și vi s-a părut rău. Ați mai putut să retractați? Nu! Ați mai putut să-l întoarceți înapoi? Nu! Cuvântul spus e spus! Singurul lucru care se mai poate face, să-ți ceri iertare, credeți. Atât. Dar după ce l-ai spus? Dar nu uitați că iertarea
poate să se facă, dar nu se uite niciodată. Și de multe ori, soțul lor, soția, care a fost jignită cu un cuvânt, iartă, dar nu uită. Copiii, la fel, te iartă, dar nu te uită. Frații în Domnul, te iartă, dar nu te uită. Și după un an sau doi, îți aduci aminte de gafa care ai făcut-o. De ce? Pentru că ai vorbit fără să te gândești. Numărul 1 la acest al doilea principiu este să ne gândim înainte de a vorbi și înainte ca să vorbim trebuie să mai facem încă un lucru. După ce ne gândim, să ne rugăm. Amin, biserică? Să ne gândim și după ce ne-am gândit, să ne rugăm. După ce ne-am gândit și ne-am rugat, după aia putem vorbi. Și al treilea principiu este să fim înceți la mânie. Nu, cum scrie acolo? Hai să mă uit bine cum scrie. Zăbavnici la mânie, zăbavnici. Adică să nu ne mâniem, să fim zăbavnici, înceți. Să nu ne grăbim, să nu ne repezim la asta, ci să fim zăbavnici. Adică, sigur, să nu încercăm imediat să ne apărăm. Și imediat când omul este atacat, este mânios. Și când omul este mânios, un singur lucru trebuie să facă: să închidă gura și să tacă. Pentru că la mânie putem să facem foarte mari pagube și greșeli. Pagube și greșeli. E sigur că în acest sens am putea să citim măcar un singur verset. Versetul 15 din Proverbe, capitolul 25. Și frații de la grupul de laudă să vină în față, vă rog frumos. Versetul 15 din Proverbe, capitolul 25. Spune acest verset foarte fain. Prin răbdare, ascultați? Wow, ce frumos e! Ridicați-mi picioare! Să vedeți ce frumos e versetul ăsta! E fantastic! Aia, deci care? Deci ne-au jignit, ne-am mâniat? Am avut tot dreptul să ne mâniem? Dar să nu vorbim, să fim zăbavnici la mânie. Să nu lăsăm ca mânia să facă ravagii. Versetul 15 din Proverbe 25 ne dă nouă o lecție bună și spune așa: prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Amin, biserică? Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să ne dea și calitatea aceasta, să fim zăbavnici la mânie. Dragii mei, sunt foarte multe lucruri care noi am putea să vorbim despre acest subiect frumos, puterea cuvintelor. Încheiem aici, că este fără 9 minute. Haideți să cântăm cântarea aceasta foarte faină, care este, dacă se poate pune pe cele 3 screen-uri, apreciez foarte mult, foarte, foarte mult. Sunt un bulgăraș prea mic. O, ce bine ar fi întotdeauna să ne vedem mici și să-L vedem mare pe Iisus Hristos. O, ce bine ar fi întotdeauna să ne vedem mici și să vedem mari pe cei din jurul nostru. Amin, biserică, la asta? Sunteți de acord cu asta? Noi să fim mici și El să fie mare. Și să vedem pe cei din jurul nostru că sunt mai mari ca noi. Ce înseamnă asta? Că sunt creștini mai buni decât noi? Că sunt cântăreți mai buni decât noi? Că sunt predicatori mai buni decât noi? Că ne respectă mai mult decât noi îi respectăm pe ei? Că ei ne iubesc mai mult pe noi decât noi iubim pe ei? Și dacă vom face lucrul ăsta, ecuația vieții noastre se va schimba. De la o zi la alta vom fi tot mai duhovnicești, mai spirituali. Vom iubi pe frați, vom iubi chiar pe dușmani. Vom face bine celor ce ne urăsc. Și vom asemăna tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Haideți să cântăm cântarea asta care este fantastică de faină. Știți cântarea? Ia-s, frate Gabi, ia-s. Ia-s, începem cântarea. Cu toată biserica, vă rog. Sunt un rob erou în soare și cu cât mă fac mai mic, cu atât tu, cu atât tu te faci mai mare. Și cu cât mă fac mai mic, cu atât
Iisus Hristos, iubirea și dragostea Părintelui Ceresc și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi, cu toți de acum și până în ziua veșniciei și întreaga adunare să spună din toată inima. Amin. Poftă bună la masă, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o după masă frumoasă și ne vedem la orele 6:05 în casa lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie! O, Doamne, îți mulțumim din toată inima în numele Domnului Iisus Hristos.